Timp de 3 minute zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi îl avem în vizor pe Nicu Niță, ales în circumscripția electorală numărul 9 Brăila pe listele PSD. Acesta este primul său mandat de deputat. Face parte din Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industria Alimentară și Servicii Specifice. Înainte să ajungă în Parlament, a fost consilier județean și director al mai multor societăți comerciale. Este vicepreședinte al PSD Brăila. Activitatea sa din acest mandat este la minim. A vorbit în plen atât cât să nu creadă colegii săi că este doar o fantomă. 12 luări de cuvânt, 11 declarații politice, 7 interpelări, 70 de propuneri legislative și o moțiune. Durata luărilor de cuvânt ale deputatului Nicu Niță a fost de doar 11 minute și 44 de secunde. În puținele luări de cuvânt, chiar dacă a citit de pe foaie, a reușit totuși să se bâlbâie. Podul de la Brăila Tulcea este de asemenea parte strategică integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și va pune în legătură Transilvania și Moldova cu Delta Dunării și va pune în legătură Transilvania și Moldova cu Delta Dunării, Marea Neagră, contribuind astfel la crearea acestui coridor de transport extern, un portier important și pentru dezvoltarea turismului. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2417 voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Cel puțin la acest capitol, deputatul PSD Brăila este aproximativ fruntaș. Până acum, prezența sa la votul electronic a fost de 73%. Pentru munca depusă în Parlament, Nicu Niță încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Nicu Niță s-a făcut remarcat printr-un mic scandal în Comisia pentru Agricultură, când i-a amenințat pe deputații USR. În 10 oameni răniți pe săptămână. Vă rog să închideți microfonul. Stimați colegi, închidem ședința de astăzi. Le mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi și scuzele pentru micile de rapaje. Îmi cer eu scuze în numele colegilor mei. Vă mulțumesc mult. Cum? E ședință publică. Păi pentru ce mă filmezi tu pe mine? Iată-mi. Și ce drept ai tu și mă filmezi? Tu cine ești? Este momentul acum să aflăm care sunt punctele tare ale deputatului PSD Brăila, fidel partidului din care face parte, prezență ridicată la vot și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: luări de cuvânt foarte puține, propuneri legislative în număr mic, comunicare online redusă și dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Brăila, Nicu Niță.